Voluntarii și reprezentanții USR au ridicat astăzi de la primăria Cluj-Napoca cele 38.000 de semnături pentru inițiativa Fără penal în funcții publice. Am aflat că ele sunt în regulă, sunt sub 5%, sunt semnături invalidate din diverse motive, prenume incomplet și alte greșeli la CNP sau greșeli la serie, număr de buletin. Dar, în principal, este un procent foarte, foarte bun. Alte primării au invalidat în jur de 20% din semnături. E foarte important, suntem de precizat că Clujul este cel mai mare, Cluj-Napoca este cel mai mare oraș, cea mai mare primărie, avem cele mai multe semnături, 38.110 semnături în Cluj-Napoca. În cele 59 de dosare a fost găsit un singur decedat. Restul semnăturilor au fost anulate din cauza faptului că semnatarii nu au putut fi identificați. O altă premieră în Cluj-Napoca a fost numărul mare de voluntari neafiliați politic implicați în campanie. Din cele aproximativ 500 de persoane care au pus umărul la organizarea strângerii de semnături, aproape 220 nu fac parte din niciun partid politic. În județul Cluj au fost strânse 80.000 de semnături, în condițiile în care media în restul țării a fost de aproximativ 30.000 de semnături pe județ. După ce toate semnăturile din primării vor fi verificate, inițiativa urmează să ajungă în Parlament. CCR va verifica constituționalitatea inițiativei, urmând ca mai apoi aceasta să fie dezbătută în Camera Deputaților și în Senat.